În perioada următoare se pregătește încheierea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013. În acest program, rata de absorție a României este de 90%, se arată într-un raport al AFIR. Decizia de închidere a programului revine Comisiei Europene, nu înainte însă de a parcurge anumite etape. Un miliard de euro este valoarea la care se ridică dezangajările care au avut loc pe parcursul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013. România a înregistrat o rată de absorpție de 90%, acest lucru însemnând un nivel al plăților către beneficiari de aproximativ 8,45 miliarde de euro, din care nu mai puțin de 7 miliarde fiind din fonduri europene. Valoarea dezangajărilor pe PNDR 2007-2013 este de aproximativ 1 miliard de euro din totalul de 9,3 miliarde și reprezintă diferența dintre suma alocată României pentru PNDR 2007-2013 și suma consumată și solicitată Comisiei Europene. Principal, această sumă provine din valoarea contractelor reziliate, precum și din valoarea proiectelor care nu s-au putut finaliza prin PNDR 2007-2013 și vor fi plătite prin PNDR 2014-2020, proiecte trecute pe tranziție. Principalul motiv al dezangajărilor a fost dificultatea asigurării cofinanțării private în investiții din fonduri europene de către beneficiari. În ceea ce privește implementarea programului, ultimele plăți au fost făcute la finalul anului 2015. Contractele finanțate prin PNDR 2007-2013 au perioada de monitorizare de până la 5 ani de la data contractării sau de 2 ani de la ultima cerere de plată. Conform Comisiei Europene, până la sfârșitul anului trecut, bilanțul de închidere a celor 23 de state membre a fost de 64 de proiecte de dezvoltare rurală, ceea ce înseamnă 70% din totalul programelor. În România, peste 85.000 de fermiere, antreprenori și autorități locale au a beneficiat până în prezent de finanțare pentru fonduri europene nerambursabile. Conform unei centralizări realizate de Ministerul Agriculturii, finanțarea se ridică la aproximativ 9 miliarde de euro. De asemenea, fostul ministru Achim Rimescu a declarat că atât Afir, cât și Agenția de pleți și intervenție pentru agricultură au înregistrat pe vechiul proiect penalizări considerabile, suma la care s-a ajuns fiind de 755 de miliarde de euro.